Adam s-a împreunat cu nevastă sa Eva. Ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis: am căpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din noile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain: pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi primit bine, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel: haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Domnul a zis lui Cain: unde este fratele tău Abel? El a răspuns: nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și Dumnezeu a zis: ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta, care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui, pribeac și fugar să fii pe pământ. Cain a zis Domnului: pedeapsa mea e prea mare ca să o pot suferi. Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului. Eu va trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribeac și fugar pe pământ, și oricine mă va găsi, mă va omorâ. Domnul i-a zis: nici de cum, și dacă va omorâ cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de 7 ori. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare.